Bună, dragilor, eu sunt Stella, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vă prezint niște gogoși cu dovleac. Haideți să vedeți cât de simplu se prepară. Primul pas este să punem la fiert dovleacul de plăcinte cu apă. Următorul pas este să mixăm dovleacul. Deci am 400 de grame de dovleac fiert. Deci facem un piureu. Folosiți și coaja de la o portocală, e opțional, doar dacă vă place aroma, dar se potrivește portocalele sau mandarinele sau rămâia cu dovleacul. Deci astea sunt niște arome care se pupă bine între ele, se iubesc și de aia și le folosesc. Și de asemenea folosesc și sucul de la portocală, nu risipim portocala, dacă tot i-am scos coaja de pe ea, folosim și sucul. Acum adaug 400 ml de zeama în care a fert dovleacul, deci este apa aia care am turnat-o în momentul când am fert dovleacul. Mai vin cu 150 ml de lapte, 100 de grame de zahăr, adăugăm un plic de drojdie uscată sau echivalentul la 25 de grame de drojdie, piureul de dovleac. De asemenea, puteți să faceți exact pașii pe care vi-i arăt, dar să-i faceți cu mere. La fel veți obține niște gogoși delicioase. Amestecăm un pic. Să-mi iau un tel, că este mai bine decât spatula care o aveam eu în mână. Ideea este să dizolvăm drojdia bine. Și acum începem ușor să incorporăm făina și un strop de sare mai adaug. Prea mult m-a dus după. Adăugăm un strop de sare și vom folosi maxim 1 kg de făină. Dar adăugăm făina câte un pic ca să vedem exact de câtă făină avem nevoie. V-am zis-o asta în multe filmări. Contează foarte mult procentul de amidon. Cât avem amidon mai mult, cu atât folosim mai puțină făină. Deci este de calitate mai înaltă. Formăm gogoșele. Așa. Acum cu o formă decupăm, forma o trecem făină ca să decupăm ușor. Acum cu o altă formă decupăm în interior, forma o alegeți la gogoș, să o dați care vă place. Eu, ca să nu mă joc cu ele foarte mult, am să fac cercuri și astea decupate din interior le las niște gogoși mai mici. Cu siguranță o să le placă la copii și așa și așa. Și acum fierbem gogoșii în ulei. Astea sunt gogoșile, dragilor. Sunt niște gogoși aromate, gustoase, colorate. Asta este cel mai important, că sunt foarte colorate, la copii le place la nebunie, le place culoarea și le place aroma și sunt bune și pufoase și numai bune de servit cu o ceașcă de ceai sau un pahar de lapte cald. V-am pupat, dragilor, și să ne auzim la